Recolta de grâu pe 2000 de hectare în apropiere de Leipzig. Solul este unul dintre cele mai fertile din Germania. Așa numitul sol derivat din lös este bogat în minerale, iar plantele cresc frumos, fiindcă pământul reține apa. În ciuda secetei, recolta este de 9 tone la hectare, un rezultat bun după seceta din vara aceasta. Totuși, agricultorii își fac griji. Din cauza ploilor slabe din ultimii ani, pământul este din ce în ce mai uscat. Bei dieser Trockenheit kommt er dann auch an Grenzen, wenn der total austrocknet, können die Pflanzen dann auch auf besten Boden nicht ohne Wasser wachsen. Ja, und das ist gegenwärtig das Problem. La 4 km departare un alt câmp. Aici totul este uscat. Chiar dacă proprietarul a investit tot anul în îngrășăminte și protecție pentru plante, nu va recolta mai mult de 2-3 tone de cereale la hectar. Solul este nisipos și sunt multe pietre. Plantele nu se dezvoltă, le lipsește apa. 50 de hectare, pământul este tare ca piatra. Gott sei Dank hält sich das in Grenzen, die Fläche in Grenzen bei uns. Aber es tut trotzdem, ist das schon gruselig, wenn man diese Bestände jetzt hier sieht, dass man sehr wenig erntet. Helmut Häuser experimentează soiuri care rezistă la secetă. În Münsterland el cultivă mei. Planta ar putea fi în viitor un bun înlocuitor al porumbului și grâului. Dar mulți agricultori germani sunt sceptici în privința acestei plante de proveniență africană dintr-un mediu total diferit. Însă seceta ar putea schimba situația. Ich bin der festen Überzeugung, wenn die Landwirte sie nachfragen, wird sich auch die Zucht dahingehend entwickeln, dass sie hier ein vollwertiges Getreide werden kann. În schimb, la prelucrarea solului nu sunt atât de sceptici ca în privința unor noi soiuri de cereale. Aproape toți producătorii de mașini agrare oferă tehnică modernă pentru reținerea apei în sol. După recoltare, pământul este bine netezit, iar crusta neatinsă. Resturile de plante asigură protecție în fața soarelui. Was man pauschal sagen kann, sobald das eine Mulchbedeckung, also Pflanzenrückstände auf der Oberfläche sind, senken wir die Temperatur des Bodens. Und je weniger Temperatur dort ist, desto weniger Wasser wird dort auch verdunsten. Kurt Enke tocmai a finalizat cea de-a 35-a sa recoltă. Nu vrea să încerce să cultive soiuri de plante noi, ca meiul, în loc de grâu. Dar prelucrarea solului în vederea păstrării umidității după strângerea recoltei este standard pe terenul lui.